mulțumesc tare mult pentru prezența masivă astăzi la o zi de sărbătoare. A devenit o tradiție ca Uniunea Juriștilor să organizeze ocazionat de Ziua Justiției un eveniment de obicei academic legat de probleme actuale de drept care frământă societatea românească, lumea juridică, lumea academică și, desigur, și lumea politică. În urmă cu aproape 20 de ani, printr-o hotărâre a Guvernului din 1994, s-a decis ca prima duminică din luna iulie să fie o sărbătoare pentru justiție, fiind stabilită ca zi a justiției. De atunci, diverse instituții sau organizații sau uniuni au punctat în felul de moduri acest moment special. România are un corp de juriști extrem de bine pregătit, extrem de divers și cu foarte multe valențe creative. Ziua de astăzi, pe care noi o dedicăm în întregime juriștilor, justiției, tuturor celor care cred în putere, în adevăr și în dreptate. Noi aici, la Uniunea Juriștilor, împreună cu Ministerul Justiției, ceea ce nu s-a prea mai făcut, am considerat că e bine să o punctăm printr-un simpozion științific dedicat unei probleme extrem de actuale, în contextul în care România are un moment special prin începerea procedurii de revizuire a Constituției. Rolul autorității judecătorești în cazul puterilor, sistemului puterilor statului, cred că am crezut noi cei din conducerea Uniunii că reprezintă o temă actuală. Am văzut că frământă întreaga societate românească. Ideea pe care cu toții o gândim este să avem o justiție independentă, autonomă, o justiție corectă, o justiție imparțială, o justiție puternică, o justiție apropiată de cetățean. Credem în aceste lucruri. Este și motivul pentru care, împreună cu ceilalți colegi, am dedicat acest moment acestei chestii. Avem deosebită onoare că astăzi, la evenimentul organizat împreună cu Ministerul Justiției, cum spuneam, să participe cele mai înalte personalitățile statului român. Îi mulțumesc, în primul rând, domnului prim-ministru Victor Ponta pentru prezență. Sper să fie de până augur și în fiecare an, indiferent cine va fi la un moment dat prim-ministru, să fie prezent la eveniment, chiar dacă nu totdeauna profesia primului ministru este și cea de jurist. Mulțumesc de asemenea înalților demnitari prezenți astăzi, în primul rând din structurile autorității judecătorești, dar nu numai. Mulțumesc foștilor și actorilor miniștri. Mulțumesc celor din lumea academică, pentru care Uniunea Juriștilor a avut întotdeauna o deschidere specială și pentru care am și eu o părere deosebită și cred că fără dumnealor nu se poate construi, nu se poate crește, nu pot crește generații noi de studenți și generații noi de juriști. Mulțumesc de asemenea celor care muncesc în justiție, mulțumesc celor care muncesc în domenii apropiate de justiției, mulțumesc celor care sunt prezenți și care conduc uniuni profesionale și uniuni de exercitare a profesiei, iar scopul nostru, al celor de la Uniunea Juriștilor și al echipei care de câteva luni a fost aleasă, este aceea de a aduna împreună, într-o chintesență, toată forța intelectuală a lumii juridice în a influența în bine și organul legislativ și organul executiv și până la urmă de a întări, așa cum este necesar, autoritățile judecătorească. O societate dreaptă nu poate exista decât cu o justiție dreaptă. Tema pe care am propus-o, cred că este generoasă, cred că ea va stârni și abia aștept, să fiu sincer, multe discuții, unele poate contradictorii. În contextul în care există deja elaborat o primă formă a proiectului de revizuire a Constituției, în contextul în care această formă va fi desigur mult îmbunătățită, poate în unele locuri chiar radical. Eu cred că întâlnirea noastră de astăzi are, desfășurându-se într-un asemenea context, are valențe să răspundă a ceea ce societatea românească cere de la noi, politic, legislativ, executiv sau autoritățile judecătorească.